Primăria Timișoara a semnat contractul de proiectare faza studiul de fezabilitate pentru realizarea investiției Campusul Regional Integrat pentru Învățământ Dual Vest Timișoara. Investiția este făcută cu finanțare prin PNRR. Primăria pune la dispoziție un teren de 3 hectare în care abuziașului va realiza construcția și va asigura cofinanțarea proiectului. Campusul Dual este unul dintre proiectele strategice ale Timișoarei prin care vrem să atragem și să păstrăm în oraș tineri care se se califică în diferite meserii care sunt căutate pe piața forței de muncă. Noul campus le va oferi atât spații de cazare, burse, cât și laboratoare și ateliere cu echipamente moderne unde să se pregătească. Mă bucur că acest proiect a adus împreună atât mediul universitar, cât și licee, companii puternice din Timișoara și reprezentanți ai mediului de afaceri, a spus primarul Timișoarei Dominic Fritz. Proiectul campusului dual de interes regional a câștigat o finanțare în valoare de 20,8 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 Educație, la care se adaugă o cofinanțare din bugetul local de aproximativ 5,8 milioane de euro. Scopul este de a apropia oferta forței de muncă calificată de nevoile reale ale pieței. Elevii interesați să învețe o meserie vor fi formați aici cu ajutorul firmelor și al mediului universitar. Proiectul de campus cuprinde clustere educaționale, preuniversitare și universitare, ateliere de practică specializată, spații de cazare, zone de management, bibliotecă, sală de sport, cantină, cafenea, aulă, spațiu de consiliere și orientare profesională și multe altele. Construcțiile vor fi toate eficiente din punct de vedere energetic. Campusul va avea și suprafețe generoase de spații verzi întinse pe mai mult de un hectar. Pe lângă construcția campusului, proiectul mai prevede dotarea atelierelor digitale din cadrul învățământului dual, plata burselor pentru elevi și studenți, precum și măsuri conexe de creștere a calității și vizibilității învățământului dual. Finanțarea a fost accesată de Consorțul Regional pentru Învățământ Dual Vest Timișoara, coordonat de Universitatea Politehnică Timișoara, lider de proiect, constituit special în acest scop și format din 31 de parteneri, Primăria Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihain Inspectoratul Școlar, 7 licee, 16 companii și 3 asociații ale mediului de afaceri. Universitățile din cadrul consorțului contribuie cu 1,2 milioane de euro din bugetele proprii, iar companiile din cadrul consorțului cu 1,7 milioane de euro pentru construcția noilor programe de studii și îmbunătățirea condițiilor de practică a elevilor și studenților. Valoarea contractului de proiectare, faza studiului de fezabilitate, este de aproximativ 64.500 de euro iar termenul de elaborare a documentației tehnice este de patru luni de la emiterea ordinului de începere.